Știți cumva ce este calea lactee sau calea laptelui? Păi, văd că m-ați luat cu niște întorsături, dar nu știu dacă... Păi știu care este. Care? Păi, agricultura este pe primul loc. Țara cu agricultură bine dezvoltată e și avansată. Și atunci ce este calea lactee sau calea laptelui? Este omul agricultor, zootehnistul, nu? Și atunci unde se află calea lactee? Unde o putem găsi? Creșterea animalelor, nu? Ce este o pictură murală? O pictură murală? Pictura murală, eu știu că... Ce știam eu din școală? Ia uite-mi. Pictura. Iar nu vine în cap asta, dar știu sigur. Dar o pictură rupestră? Da, nu prea, e la noi așa ceva? Rupestră. Dar nu e bisericească. Rupestră. Nu știu. E de valoare, ți-a spus dumneavoastră, dar nu știu dacă se poartă în biserici. Eu la Castelul Branc n-am fost, că eu mai fac țara, eu acolo vedeam sute de picturi de astea. Dar au și valoare, dar nu vine acum să... Și unde le întâlneați? Acolo la Branc, la castel. La castelul de la Moeți în sus. Știți câte continente sunt pe glob? Nu știu, o fi câteva și ele. Vă aduceți aminte de vreun continent? Pe care? Continentul de Atlantica. Așa, Atlantica, cum spune. Sau... Noi pe ce continent suntem? Păi suntem pe... Nu știu. Nu vă trebuie asta, nu știu. Ce este un veac? Un veac, adică un veac? N-a trăit nimeni un veac. Dar ce reprezintă ca ani? Veac, adică lași moștenire de la un altul. Câți ani are un veac? Într-o mie de ani să duc, cred. Ce reprezintă un deceniu, un secol și un mileniu? Să-mi iau ca aminte. Un deceniu e 100 de ani, un mileniu 1000 și un secol... Sau cred că era invers. Le-am greșit, nu știu sigur. Ce este un veac? Pentru totdeauna rămâne. Unde se varsă Marea Neagră? Unde se varsă Marea Neagră? Doamnă scumpă, scuzați-mă, la 78 de ani, Marea Neagră se varsă în ocean. Și oceanul unde se varsă? Oceanul? Păi oceanul? Sunt oceane, fel, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic. Și ele unde se varsă? Tot în oceane. Păi se termină oceanele și atunci? Se revarsă? Până inundații fac. La ce ne referim când spunem mediul urban? Mediul urban? La curățenie, ordine. Câți litri de apă credeți că sunt în Marea Neagră? În Marea Neagră nu i-am pus bani, nu i-am... Aproximativ, așa. În Marea Neagră e mulți, mulți. Cam câți? Mulți. 1000 și ceva de litri este. Cum credeți că pot licuricii să emită acea lumină intermitentă? Noaptea, prin reflecția. Seara. Dar ce au acolo? Cum? Care este secretul lor? Cum de luminează? Chiar nu știu, că nu... Sunt plecat de mult din țară. Dar nu v-ați întrebat niciodată de ce luminează un licurici? Nu, nu. Ce este linia orizontului? Linia orizontului. Este soarele, când iese la orizont. Așa știu, am învățat. Dar mai este linia orizontului și a vieții, dacă eu de acolo, așa, a noastră, între toți care suntem. Sunt mai multe feluri. Linia orizontului mai compusă mai din multe părți. Ce înseamnă incolor?
incolor uneori nu se vede și calți în apă, cum ar fi o baltă. Deci incoloră, nu o vezi. Da. Și... Inodor? Inodor, nu știu. Și insipid? Nici insipid. Se risipește, nu? De ce credeți că apa poate să stingă focul? E logică treaba. Apa de... Deci asta de când lumea, apa stinge focul. Dar de ce? Ce se întâmplă? Și dacă punem o pătură pe foc, se stinge foc. Ce se întâmplă? Deci nu se mai... oxigenul din apă stinge focul, iar hidrogenul îl menține. Deci hidrogenul este de combustibil, cum să zice. Ce este scoarța terestră? Scoarța terestră, gândit după mine, n-am făcut astronomie, ca un om la 76 de ani, să mă gândesc că scoarța terestră, terestru, cerul, pământul, soarele, lume, scoarța terestră, planetele. Din cauza conflictului din Ucraina va fi întreruptă livrarea cu oxigen către România. Cum credeți că vom mai putea trăi dacă nu mai avem oxigen? Eventual să comenteze autoritățile locale, guvernul României. Dar vi se pare normal să ne fie întreruptă furnizarea cu oxigen? Nu mi se pare normal să ni se întrerupă furnizorul cei ce zmea asta. Să ne ia până și oxigenul. Nu mi se pare corect. Ce credeți că este un ibovnic? Un ibovnic... E o din asta, așa, cum se numește, că am uitat. O din asta... Bă, ce mai e ibovnic? Ibovnic, dar ce cuvânt e? Ibovnic, ibovnic. Dar ce este? Ce înseamnă ibovnic? Asta nu știu ce e, n-am auzit niciodată de cuvântul ăsta. Ibovnic. Da, ibovnic. Ibovnic. Ce cuvânt este ăsta, că n-am auzit în viața mea de el? Haideți, mă, că trebuie să-l fie auzit vreodată. Nu, de ibovnic. Ibovnic, n-am auzit în viața mea. E ceva bisericesc? Păi eu de-aia vă întreb, ca să-mi răspundeți dumneavoastră. A, ibovnic, cum zice... Da, e ceva bisericesc, la biserică, dacă nu, ceva bisericesc. Ce credeți că sunt gândurile? Gândurile, nu știu, eu am multe gânduri, deci omul stă să gândește ce face mâine, ce face poimine, cum se descurcă pe viitor. Deci sunt niște gânduri care stau, nu știu cum să vă zic. Ce sărbătorim în fiecare an de Paște? Păi Iisus Hristos, pe ce să sărbătorim. Dar ce anume, mai precis, ce anume sărbătorim? Nașterea Domnului. Nașterea Domnului Iisus Hristos. Ce credeți că sunt păturile sociale? Păturile sociale, sincer, nu avem nicio părere despre ele. Nu ne dăm cu părerea sau... Aveți acasă pături sociale? Avem. Câte? Depinde, nu știu fix. Una, nu știu. Ce sunt canibalii și cu ce se hrănesc? Canibalii cu iarbă. Dar ce sunt? Animale. Unde le întâlnim? În păduri. Știți câte continente sunt pe glob? Continente pe glob? Păi îl punem globul tot, că e rotund. Și câte continente are glob? Stați o leacă, păi. Le luăm pe toate, așa, toate țările astea. Continente. Da, sunt 3 sau 4. Puteți să le enumerați? Stați puțin. Prima dată vine... Europa, un continent, adică, și după aia vine America, care a descoperit-o, America Vespucci, așa, vine indienii care sunt izolați pe acolo, prin zona aia, așa,
Ne ia rușii pe partea asta, deci nu, vă spun 4 sau 5. Câți litri de motorină credeți că poate consuma un troleibuz la 100 de kilometri? La 100 de kilometri, dacă mergi de pe motorină, nu pot să spun decât 1, jumate, 2. Ce sunt canibalii? Canibalii? Canibalii. Nu, animale ceva, dar mai după câte am văzut și oameni. Canibal. Cu ce credeți că se hrănesc și... Canibalii? Cu plante. Știți cum arată un canibal? Mare ce am văzut la televizor. Cum arată? Ca un animal ceva de cal. Ce este scoarța terestră? Scoarța terestră... Nu am idee, dar ceva deasupra, însă și terestru, spune cuvântul terestru. Nu știu cum să definez ca un specialist, dar oricum îmi dau seama ce-i scoarța terestră deasupra, în... deasupra noastră, în văzduc, cum să spun, în, la mare înălțime. Cum se numește imnul României? România, România. Ardeal, Oltenia, eu sunt din Ardeal. Puteți să ne spuneți ce este un narcisist? Pe narcisit, de la narcis, de la narcisă. Narcis, bărbat, narcisa, fată. Probabil că de aici, dar narcisit, nu știu. It înseamnă inflamație. Ită. Mai mult după pot spune. Știți ce este un narcisist? Narcisist? Mă gândesc că adună flori narcise. Da? Ce este un libidinos? Un om nesuferit sau cam așa ceva. Sau nespălat. Nu? Așa. E libidinos, nu e suferit. E... N-am de râmă.